Pa. Bine v-am găsit la un nou episod din Minecraft, lumea minunată și mirifica lui Andy. Nu știu sigur dacă auziți prea tare muzica aia de pe fundal, pentru că așa înregistrează Mirilinsu mai încet sunetul din joc. Ok, se aude și muzica din Minecraft, dar bine v-am găsit la un episod din Minecraft, Andy's All. Înainte să începem acest clip, vreau să vă reamintesc să apăsați butonul de like, să strângem cel puțin 1500 de like-uri dacă vă place și vreți să continuăm această serie, ca să mă simt și eu bine, să știu că și vouă vă place, ca să putem continua în pace. Băi, am și eu stat cu Bergea într-un episod, am reușit să facem un WC-ul. Dacă l-avem pe Bergea cu noi, nu reușim să facem nimic. De ce am avut un frame drop în pui mei? Mă rog. Ok. Păi... Gabriel! Ok, așa, și-a închis ușa. Avea o melodie și se auzea prea tare. Asta de ce e aici așa ciudată? Nu știu, ia stați un pic. Mă, ce pui mei, așa? Did you find myself a jelly bear? He is always right there when I need her. Marge-mi de aici, iată. Poți să mă bați? Na. Ia uite, stai, nu știu ce să dea, bă, tu nu știu să mă lovești, bă. Nu știu să mă lovești, nu știi. Nu mi-e armura de aer, n-am dat-o bercea. Las o pun pe ăla la ușă, pe captain. Bun, întrebarea mea este, doamnelor și domnilor, fiilor și fiicilor surogați. Nu, asta înseamnă altceva. Ce facem noi în continuare pe această lume minunată și în același timp mirifică, după cum o știi, bine știți toți? Habar n-am sincer ce să mai fac. M-am cam pierdut în spațiu pentru că am o grămadă de chestii și nu știu ce să fac mai întâi. Adică am multe lucruri de făcut și singur, sincer, mi-e cam greu să le fac. Ar trebui în primul rând să căutăm un deșert, dar să caut un deșert on camera ar dura o veșnicie. Cine știe unde am găsit. Știu că găsisem o dată un deșert, dar sunt curios dacă am un Eye of Ender. Eye of Ender. Fuck me. Un Ender Pearl. N-am un Ender Pearl? N-are cum, imposibil să n-am un Ender Pearl. I fuck me. Aveam un Ender Pearl, frate. Imposibil. Până acum n-am omorât niciun Enderman. În 50 de episoade. Ciudat. O să mă duc până acasă să verific dacă e acolo ceva. Pentru că poate în drumul nostru către portalul de la Nend, o să găsim și un deșert și asta m-ar scuti de o treabă. Adică să caut special un deșert. Bun, nu, aici sunt numai cărți din câte îmi amintesc eu. Ai mă, ghiuțule. Ăsta se bate joc de mine, frate. Chiar așa nu am așa ceva, bă, nu se poate, bă. Mâncare am, da, mai dat și lui Bercea din ea, dar n-are nimic. Mai băgăm din ăștia pe aici, frate, că avem prea mult. Uite, de exemplu, dar tot ăsta putem arunca cum și pe ăștia. Ce am aruncat? Aia, dă-le-n puii mei, deși cred că o să mai trebuiască, dar dă-le-n puii mei. N-am două mere și nu le mâncăm, că n-avem de ce, n-are niciun rost să le mâncăm ăștia, le aruncăm. Bun, hai să mergem. Deci n-avem un Eye of Ender, nici măcar un Enderman n-am ucis, frate, nici măcar un Enderman. Cum ne putem noi numi niște Minecrafteri? Și WC-ul ăsta l-am făcut aici, zici că e WC-ul în puii mei. Acolo-s găinile. Mai pune niște pompe aici. De altă am avem nevoie de lemn, nu că... Aș vrea să fiu mare ăsta. Nu mai știu cum se numește în puii mei ăsta care are grijă de copaci. Uite un porc. Bă, vă știți ce n-am avut noi în episodul, în lumea asta? Un porc, fratele meu. Ia, vreau să văd dacă am un lead să-l prind pe ăsta. Pe Sir Piggismund. Ia să vedem. Să vedem, dar sigur aveam eu un lead. Să văd dacă mai e pe aici, să-l aduc pe ne-au auzit încă, că nu prea avem noi purceluși. Lead. Poate îl văd și-mi scapă, nu știu de ce. Întotdeauna am presimțire de genul. Bun, măcar avem slime ball-uri, dar nu mai știu cum se crafta lead-ul. Sigur avem un lead, sigur, dar nu știu unde e și dacă nu știu unde e, s-ar putea să-l fi și pierdut. Lead, stați o secundă, lead, le adu. Lead, wiki. Au, îmi dă Wikipedia. Minecraft. Lead Minecraft Wiki. Nici totdeauna uit cum se face chestiunea asta, dacă nu ți-o faci în fiecare zi, uiți. Aha. Easy peasy lemon squeezy. Putem face chiar două. Avem pânzele pe engine, da. A face pe acum două, da. Hop. Oh, bun, se face și două. Perfect, man. Patru lead-uri. Acum trăim viață ca sultanii. O să opresc un pic filmarea pentru că vreau să fiu sigur că se aude vocea mea. Cine știe cum nu se aude și filmez, zic ca idiotul 20 de minute degeaba, stați un pic. Bun, oameni buni, am întors, da, e ok, se auzi chiar și muzica de la început. Bun, stați un pic, pentru că sigur o să mă întrebați toți
Fiți atenți, melodia se numește... Uite, exact așa, vă las aici. Copiați și voi. Cheerleader. Asta, așa se numește melodia. Nu, cheer nu înseamnă scaun, că chiar înseamnă scaun, nu cu doi de r. Mă întrebă, nu, chiar înseamnă scaun. Nu știu ce înseamnă, în orice caz. Trebuie să mă concentrez. Frate! Dar bărciud nu mai am și eu. Na, ok. Bine că n-am. Sapling-uri avea de bărciud. Dap. Looks like not. Auzi cum gheorță ăla pe acolo. Bă, de ce face ca ușa așa mâncați? Așa că păstrezi și eu ăla la... Se tot închide și se tot deschide. Ia stați un pic. Închide o ușa asta. Aha, cum să închid ușa de la balcon? Că am făcut o invenție genială. Am pus un bidon de apă la ușă ca să nu se închidă. Mamă, ce bilocoare vine de afară, mamă, de rupă, trebuie să mă duc să te fie aia. Mă rog, haide să lăsăm asta. Mă, bă, porcus, Sigismund, unde găsesc eu niște lemn de birchwood? Nu avem nici sapling-uri, nici nimic, băga-mi aici piciorul. Ia, uite că avem de steau, putem să facem din ăștia bun. Dar te-ai găsit, mă, frate, unde să crești? Dar nu avem nici topoare, bă. Uite așa, uite așa se craftează la noi românii. Noi n-avem iron. Bă. M-ați blestemat. Charlie, are you here? Da, ți-am dat boală. Nu, Charlie! Nu mai faci asta, Charlie, te rugăm. Stai un pic să fac și zi. Hai să fac și zi, bă. Deci n-am intrat pe ușa asta și am ieșit de mi-a venit greață. A, apropo. Din câte știu, am vorbit cu... Adică o să-i mai trebuie încă o dată să fiu sigur, dar... Știți voi, brazna minerilor, seria aia care s-a închis de mult, da? Am mapa de la ea. Și eu sunt ultimul care o are cea mai recentă, deci... Dacă vreți, și o vreți... Nu știu sigur dacă mai vreți, aș putea să vă pun într-un videoclip. Deci... Lăsați în comentarii. Bă, Sigismund. Nu prea stai tu bine aici. Iată un pic. Te leg eu. Te leg eu în altă parte, tati, nu. Stai ușor, nu pleca, vină acolo. Stai aici, stai un pic acolo. Trebuie să fac aici căsuța ta, nu de alta, nu te supăra. Vreau să vină ceva de genul. Un pic sub pământ, nu știu cumva. Hai să vedem, poate reușim să facem ceva frumos. Nu știu sigur, acum deocamdată n-am nicio idee așa de briliantă, dar... O să încerc. E ca un fel de cușca unui câine, dar numai că eu n-am câine, am un porc, după cum ați văzut. Și în posta de la cover, care apropo mi-a făcut-o Adrian Red, pentru care mulțumesc foarte mult și posta de profil la fel, a ieșit super, mie chiar îmi place. Chiar vă place că am uitat să vă întreb, să uitați la posta de profil și la cover, să vedeți că le-am schimbat. Mi se pare chiar șmechere. Pe aici o trebuia să punem fence, dar nu știu, așa să las. Ce chiar face asta? Ceva de genul ăsta. Să aibă aici omul, ar trebui să am niște lână albă, să-i pun acolo jos, să stea ca sultanii pe lână. Dar lână n-am. Ba da.
Ia să vedem ce să mai punem. Noi luăm din toate deștele pe cea, poate găsim noi ceva o întrebuiințare și pentru ele. Ooh, I think I found a jelly bear. He's always right there when I need a... Bine, nu era jelly bear, dar mă rog. De ca sultan este aici pe Ghismund. Ce să punem pe aici pe lateral? Ia și niște Dark Oak din ăsta să vedem cum dă cu el. Așa. Măcar o cușcă de câine să face și noi. Până după episodul viitor unde să cerc eu să plec la căutat de ăstea. De, nu mai știu cum se numește, mă, de ăștia din de Enderman, mă, ne auziți de Enderman. Bun. Okidoki. Dar dacă punem, bă, nu vreau să fac niște jack-o-lanterne. Pentru Pichismund. Întorții avem. Cum se făcea, bă? Ah, wow! Trebuie neapărat pus deasupra, frate, dar ce? Jack-o-lanterne. Un topor, fratele meu. Așa. Sper că nu se sperie pe Ghismund, dar n-are el treabă cu deștea. A bătut deștea la viața lui de s-a săturat. Așa? Acum hai să-i punem... niște fans. Fuck. Din nou înapoi. Poate să se lua cu toporul, mă rog. Până iar am inventarul full, frate. Bă, ce caut ăsta la mine, mă? Ăsta e cel mai idiot lucru pe care nu-l suport. Dirt-ul, frate, dirt-ul, mizeria, pământul. Bine, pământul îmi place, dar dirt-ul nu. Ce vreau să fac? Am uitat. Fans. Ok. Fans. Cum se făceau fansurile? Fac, nu se făceau așa. Adică da, așa se făceau, dar acum se fac și așa. Nu? Ba da. Nu, asta e fans gate. What? Și cum se face fansul? Că nu mai știu. Așa? Oh, da. Nu o să-mi ajungă nici de cum 212. Mă întorc înapoi imediat. Vreau să fiu sigur să văd cât trebuie. Ok, mai trebuie. Încă 12, cel puțin. Nu mai țin aminte nici rețeta de la fans că s-a schimbat. Mamă, bă, dar lemn n-avem deloc. Bă, îmi vine să fac... Bă, norocul meu că pot să fac și cu lemn din ăsta. Adică trebuie doar să fac bețe. Așa, hop. Aha. Aha. Aha, aha, aha. 12, bă, mai pune, bă. Ce? A, frate, vorbește de ăsta să fie din același sortiment. Da. A, stai un pic, ăștia... A, s-a întunecat la culoare. Ai, frate, am uitat. Băga-mea și piciorul, bă. Bă. Ce înseamnă tehnologia asta din Minecraft, bă? Ia uite, bă, nu mai știu să mai pun ăștia pe aici. Ok, atât. 30, ăștia trebuie să-mi ajungă. Sigur, mi ajungă. Da, băi, uite și tu, am uitat. Ce ne-a auzit, micut sunt și uite toate chestiile astea. Ok, fac. Ce mic era, dar ar trebui să pun... Dar dacă aș pune unul minus, unul în alt, unul în prelungirea celuilalt, gen... Așa. Mă, arată bine, îmi place. Lol. Dacă deși nu chiar nu, că aici vine din aia normală. Din portița. Nu aici. Așa. Ok. Face cum arată așa. Mai așa, mai șmechiros. Bun, și asta deci nu-mi place. Probabil așa, o să pun din ăsta normal. Unde e, mă? De ăsta. Bun, acum arată mai bine, zic eu. Un fence gate mi-ar trebui. Ce o să pun undeva? Bă, dar asta trebuia să-l tai de aici. Uite, Pichismul, ce încăpere ți-am făcut, zice aici că trăiești ca bossul Tanii. Mai lipsește ceva? Se fac așa și de asta? Cred că o să-i fac totuși.
Avem stone? Avem, dar nu aici, sigur, avem casa azi, știu unde avem, dar vreau să văd dacă avem și pe aici și sigur nu avem. Și mulțumesc, le mulțumesc la toți pentru stone. A, uite pe care avem. Ooh, I think I found myself a jelly bear. Jelly, nu știu cum se numește. He's always right there when I need a her. Her, her. Ok, am făcut o greșeală aici. Se poate modifica, nu? Pentru asta suntem în Minecraft. Modificăm greșelile pe care le facem cu mâna noastră. Ok. Ce să zic? E ok. Hai, băgăm pe piggy sunt acum. Hai, vine un piggy încoa. Haide, o, do, grăsuțule, aici merge bună, uite, vine cu coane, bunelule, vine. Hai. Hai. Așa, tati. Ok, deocamdată o să rămâi blocat aici. Îmi pare rău pentru asta, dar asta e procedura. Așa se înrobesc porcii. Bă, ce-mi place de el. Trebuie să fac un screen aici. Așa, am făcut două chiar, bun. Păi bun, toată lumea, cam atât cu acest episod, din păcate, o trebuia să-l închidem aici, măcar am făcut și noi o de-astea de porcelu și o să mă duc eu off-camera, trebuie să caut un deșert, să găsim niște endermeni și să ne facem nebunelile. Deci, da, noi ne vedem data viitoare, lăsați un like, vă abonați și lăsați în comentarii dacă vreți mapa din Breaza Minelor. Hai, pa!